România acum trăiește în mare parte și este pe acest trend ascendent și datorită diasporei. Diaspora românească este recunoscută ca un element de capital de mare valoare. Este recunoscut la nivel prezidențial, la nivel de guvern, Banca Națională, toată lumea înțelege, vede și apreciază astăzi diaspora românească în mod real, ca fiind o necesitate de a o aduce cât mai aproape de țară, așa cum spunea Gabi, de acolo sau de aici, pentru a întări România. Să venim cu lucruri noi, cu practici aduse din Occident, care chiar au schimbat mentalități. În România s-au întâlnit niște capabilități specifice care ne-au făcut să venim aici pe noi și pe toți ăștia la care au venit după. Științele exacte, deci informatică, limbile străine, avem o aplecare către limbile străine absolut naturală și educată între timp, după cum spuneam. 3. Un anumit nivel de antreprenoriat în companiile multinaționale, intraprenoriat. Ce vreau să spun este că tehnologia pune presiune pe reglementatori care vin prin aceste reglementări să deschidă piața și ceea ce eu cu George, dacă vreau să facem o companie cu 5 ani de zile, aveam nevoie de vreo 100.000, că aveam nevoie de niște servere, aveam nevoie de niște licențe, aveam nevoie de niște ceva. Acum o facem cu $500 pentru că totul e în cloud. Ceea ce lipsește și ceea ce nimeni nu are cum avem noi este acest multiculturalism și această posibilitate de a fi poeți și visători și de a bea și de a cânta, care de fapt este creativitatea, este acel motor care este absolut necesar, pe care școala englezească sau americană sau franceză nu o posedă. Românii se întorc acasă pentru că România chiar este o alternativă reală în raport cu visele pe care fiecare și le-a creionat la un moment dat. Un investitor se uită și regional, nu numai la țară. Ce avantaje, ce dezavantaje. România e foarte bine situată și din perspectiva asta. Vorbea tot Radu Crăciun de democrațiile liberale din Ungaria, Polonia, Cehia, aș putea spune de asemenea cu nou prim-ministru de acolo. Unde să investești dacă nu aici? În Turcia te duci în Ucraina cumva, nu ai unde. România este încă o țară parteneră NATO, de bine de rău încă în Uniunea Europeană și care cred că poate oferi și avantajele fiscale de care v-a vorbit Mirabela mai devreme, care sunt însemnate. Mesajul este următorul. Agricultura ecologică, să sintetizez, cred că este un potențial imens. Cred foarte mult că aici foarte mulți români care sunt plecați în diaspora ar putea să pornească cu curaj. Nu se conștientizează nici câtă nevoie e și nici cât de bine e aici, cât de bine se trăiește. Și atunci invitația mea pentru cei care ne urmăresc sau și pentru noi cei din sală este: haideți să nu mai lăsăm la voia întâmplării decizia de a ne întoarce. Să nu ne mai întoarcem din întâmplare. Să ne întoarcem din curiozitate, să ne întoarcem din interes, să ne întoarcem din oportunitate, dar nu din întâmplare. Și pentru asta este nevoie să cunoaștem, într-adevăr, să avem o imagine mai clară a ceea ce este România astăzi. 100 de ani înseamnă că noi nu vom mai fi aici. Dar dacă astăzi cu toții hotărâm să punem o sămânță undeva și avem grijă de ea, va crește. Și generațiile viitoare vor fi cei care vor duce mai departe aceasta prin munca noastră. Dar sunt convins, cum s-a spus deja de multe ori, suntem pe pragul unui mare descoperire, mare eflorență de energie și de creativitate în țara noastră și de asta aleg să locuiesc aici. N-am altă casă.